Astăzi a avut loc la Colegiul Național Economic Teodor Costescu concursul național de dans intitulat Împreună pentru viitor, faza județeană, prin care se dorește creșterea interacțiunii și incluziunii sociale a elevilor cu cerințe educaționale speciale din județul nostru. Activitate inedită astăzi la Colegiul Național Economic Teodor Costescu din municipiul nostru, unde s-a desfășurat concursul național de dans intitulat Împreună pentru viitor, faza județeană, organizat sub egida Strategii Naționale de Acțiune Comunitară. Concursul a avut două secțiuni, dans tradițional și dans modern. La secțiunea de dans tradițional s-au înscris două echipaje și anume Bordeaș de Primăvară din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan, în colaborare cu Liceul Tehnologic Domnul Tudor și Liceul Special Drobeta, dar și Floare de Colț din cadrul Colegiului Național Economic Teodor Costescu, singurul echipaj ce a participat și la secțiunea de dans modern. Fiecare echipă a fost formată în mod egal din voluntarii proveniți din unitățile de învățământ care derulează parteneriate în cadrul SNAC și elevii beneficiari cu dizabilități. Astăzi, Colegiul Național Economic Teodor Costescu găzduiește concursul național de dans Împreună pentru viitor din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, cu sprijinul Consiliului Școlar al Elevilor, al ONG-ului Elevilor din Colegiul Național Economic Floare de Colț, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Mehedinți. La acest concurs, faza județeană care se desfășoară astăzi, participă echipaje din mai multe școli. Evident, de la Colegiul Economic, de la Liceul Tehnologic Domnul Tudor, de la Școala Specială Pufan și de la Liceul Tehnologic Special Drobeta. Concursul Împreună pentru viitor a avut ca scop includerea într-un mod cât mai direct în comunitatea locală a copiilor cu cerințe educative speciale. Prin programul SNAC se urmărește stimularea mentală și fizică mai amplă a acestor copii, socializarea și integrarea socială. Acest concurs este cuprins în calendarul activităților SNAC, este avizat de Ministerul Educației în colaborare cu Asociația Children's High Level Group. Concursul se desfășoară pe două secțiuni, dans tradițional și dans modern. La secțiunea de dans tradițional s-au înscris două echipaje, Bordeaș de Primăvară de la Constantin Pufan în colaborare cu Liceul Domnul Tudor și Liceul Special Drobeta, iar la secțiunea de dans modern și Floarea de Colț de la Colegiul Național Economic este cel de-al doilea echipaj, iar la secțiunea de dans modern s-a înscris în concurs doar Floarea de Colț de la Colegiul Național Economic Teodor Costescu. Echipajele sunt mixte din elevi voluntari și elevi beneficiari, deoarece se urmărește creșterea interacțiunii și incluziunii sociale. Evenimentul se încadrează în rândul activităților ce alcătuiesc Strategia Națională de Acțiune Comunitară și a vizat sprijinirea copiilor care, în ciuda dizabilităților, au dovedit că prin muncă se pot obține rezultate deosebite. Ne bucurăm că astăzi la Colegiul Național Economic Teodor Costescu ne întâlnim pentru faza județeană a concursului de dans. E un concurs de dans cunoscut de noi pentru că este adresat atât copiilor cu nevoi speciale cât și copiilor normali din școlile noastre, dar împreună formează echipaje mixte, astfel încât să-și dea mână de la mână pentru a fi, cum spune titlul, împreună. Împreună pentru viitor, împreună pentru prezent, împreună în școlile noastre, împreună în bucuria de a fi aici astăzi într-un concurs, e poate chiar mult spus. Mie nu prea îmi plac ideile de concurs așa, pentru că toți sunt câștigători prin participarea de aici. Avem un juriu care însă va trebui să puncteze un loc întâi și un loc doi, dat fiind faptul că cei care câștigă acum locul întâi vor merge la etapa interjudețeană a acestui concurs, unde vor întâlni colegi de-ai lor, la fel în echipe mixte, din județele noastre învecinate, Gorj, Dolj, Olt, Teleorman. Am bucuria ca în juriul din acest
acest an să fie profesioniști care știu ce înseamnă dansul și care, așa cum spuneam, vor pune accent pe profesionalism și pe valoare, pentru că acești copii au muncit foarte mult ca să vină azi în fața noastră, chiar dacă sunt cu nevoi speciale. Acest eveniment a beneficiat de sprijinul Consiliului Județean al Elevilor, al ONG-ului Floare de Colț al Elevilor din cadrul Colegiului Național Economic Teodor Costescu, dar și al Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți. Sunt mândră să fac parte din juriul activității din această zi în calitate de președinte al Consiliului Județean al Elevilor Mehedinți. Sunt entuziasmată să văd copiii și abia aștept să evaluez cea mai bună echipă. Sunt convinsă că toată lumea va fi la fel de bună și că așteptările mele vor fi întrecute peste măsură, însă știm că în orice concurs este nevoie să avem un câștigător și sunt convinsă că cel mai bun va fi declarat câștigător. Unii concurenți au îmbrăcat cu mândrie costumul popular și au prezentat dansurile noastre tradiționale sau au alcătuit adevărate trupe de dans modern, obligați să dovedească că stăpânesc foarte bine coreografia. Cu toții și-au dat interesul, însă o singură echipă a ieșit câștigătoare.